L-ați auzit pe Valentin aici pe canapea când vorbea cu Viorel și spunea că dacă ar fi mers totul perfect în relația lui, el s-ar fi căsătorit. Și l-a întrebat Viorel, păi și ce mă, situația asta de acum te dă înapoi, adică nu mai poți să faci aceiași pași? Și evident că s-a întrerupt sunetul, dar după mimica și după gesturile lui, și din ce am înțeles eu așa, părea că spune că s-a schimbat mult de tot sau că l-a schimbat foarte mult situația aceasta. Eu cred că, în primul rând, factorul important care a ajuns la această decizie a fost faptul că ușile nu au fost deschise. Îmi amintesc că erau altădată discuții între cuplul extrem de la început. Și erau invitați undeva pe terasă să-și vorbească și în timpul live-ului, în timp ce era emisiunea live, ei stăteau pe terasă și își vorbeau. Mai țineți minte pe Ata cu Sebaidin când au rămas pe terasă și s-au închis și ușile și a dat-o la Sebaidin acolo, aveau de discutat. Să fim serioși, faptul că ușile au fost închise au accentuat foarte mult starea lor. Țineți cont că astăzi este deja a patra zi sau a treia, nu mai știu, dar oricum un lucru nevorbit la timpul lui se amplifică și se face de 10 ori mai mare. Deci dacă ar fi apucat să vorbească atunci luni după live, ar fi fost ușile deschise, ar fi vorbit și ar fi pus la punct situația. Și nu știu, că s-ar fi dus la Capriceni, ar mai fi fost și domnul Eduard Poiu și l-ar mai fi dat și el niște sfaturi. Totul se termina luni, cu despărțire, cu împăcare, cum o fi, se termina atunci. Faptul că au trecut atâtea zile peste ei, în care ei au vorbit doar cu cine au găsit pe acolo prin casă și le-au amplificat stările și au văzut și niște materiale la Capricci sau un live care la fel le-au amplificat starea aceea de rău. Mi-a plăcut foarte tare ce a spus Gabriel astăzi, că dacă ea ar fi fost în locul lui, lua într-un col și spunea, băi, uite, nu mi-a plăcut asta și asta și asta și nu ar fi implicat jumătate de casă. Mi-a plăcut și ce a spus el, Gabriele, atunci când i-a spus că cu el de mână pune mâna pe un alt bărbat și că asta îl denigrează și îl face să se simtă un gunoi, a spus, ca și bărbat.